În măsura în care avansăm cu intențiile ferme exprimate de renunțare la serviciile operatorului APASERV și contractarea unui nou operator, respectiv APA Vital Iași, apar și întrebări legate de modul în care se va realiza acest lucru, cât de repede și cât de eficientă va fi trecerea la serviciile unui alt furnizor, dar și dacă se vor întâmpla minuni legate de infrastructura de apă. Romașcanii se întreabă și cât vor plăti metrul cub de apă la noul operator. În privința acestui aspect, răspunsuri au emis la solicitare a reporterului Roman TV, atât primarul municipiului Roman, cât și reprezentanții APA Vital Iași. Romașcanii mai întreabă și cât va fi metrul cub la apă la noul operator. Sunt interesați de acest aspect. Așa cum probabil ați văzut, în acest moment, de la 1 ianuarie, prețul este mai mic la APA Vital decât la APA Serv, având în vedere acel grafic de eșalonare în timp a actualizării tarifului. Veți vedea că majorări vor urma și la compania APA Serv, dar în acest moment prețul începând de la 1 ianuarie este mai mic la APA Vital. Mai spun un lucru, diferențele de preț poate nu sunt cele mai importante. Cred că cel mai important este să avem un serviciu care să fie furnizat în condiții de normalitate și chiar atunci când au fost solicitate majorări de tarife, am exprimat, nu sunt împotriva unor majorări care sunt fundamentate și normale, ci sunt, nu pot fi de acord să mărești tarife atât timp cât serviciul este furnizat din ce în ce mai rău sau vedem că mai bine de jumătate de zi, din cele 24 de ore, Romanul nu are apă. De la 1 ianuarie 2024, tarifele avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice arată că metrul cub de apă la APA Serv Neamț va costa 15,57 de lei inclusiv TVA, iar operatorul APA Vital a transmis redacției Roman TV că tariful practicat este același pe întreaga arie de operare, respectiv de 16,83 lei pe metrul cub de apă plus canalizare inclusiv TVA.